This is the beginning. Încheie orice tip de asigurare la MB Europa și ai 50% reducere la asigurarea facultativă a locuinței, plus gratuit asigurarea bunurilor. La MB Europa ai cele mai bune oferte la asigurări. Te așteptăm pe strada Decebal numărul 4 sau online pe asigurarisatumare.ro. Detalii la 0724-393-211. MB Europa, expert în asigurări. Dragi telespectatori, suntem la restaurantul Trattoria, unde ca de obicei ne așteaptă bucătarul nostru cu niște preparate speciale aduse chiar din Italia pentru dumneavoastră. Să mergem în bucătărie să vedem ce ne pregătește Mario. Bine te-am regăsit, Mario! Bine, bine venit la noi! Așa? Ce ai mai făcut săptămâna asta? Multe rețete? Da, am făcut ceva rețete nouă. Și astăzi sunt rețete nouă. Deci pentru astăzi ne pregătești două rețete noi. Da. Sunt proprii ale tale. Da, sunt le mele, nu e bucătăria italiană. Deci aveți ocazia, doamnelor, rețete proprii de la Mario. Așa. Hai să vedem, Mario, la ce te-ai gândit? Acum facciamo paste, penne. Da. Penne facciamo con 60 de grammi de gorgonzola. Da. 50 de grammi di prosciutto crudo, da. 40 de grammi di sozzo di pesto. Sozzo di pesto? Questo è fatto con busiocca. Tu hai fatto pesto? Da. Hai so explica un po' come faccio. Questo si fa con busiocca. Da. Ci usturoi. Usturoi. E le de masline. Olio di masline e il romeno le sugur de pin. Da, așa. Și cu... Și eu mai fac. Și cu brânză pecorino și parmigiano. Ambe două brânză. Deci un pic de parmigiano din ăla uscat, da, da, gras, da, așa. Și pecorino e un de oaia. Deci o brânză de oaie, da, pecorino. Pecorino. E ceva special in Italia. Da, in Italia. Bine, da. Ok, se poate fa numai cu parmigiano, se poate face in un... Eu numai cu parmigiano, fac, okay. Nu cunoșteam mai, okay. Arată, sunt mai slabă, bine. Un pic. Ok, asta e bine așa. Asta e sus, și se friacă bine, ca să... Cu blenderul. Cu blenderul, da. Hai, okay, să vedem cum procede. Și 10 grammi de cognac, da? Da. Cum se procede? E avem 200 de grammi de gran cucina. Eu sunt una dulce? Dulce, nu dulce, dar pregătit. Da, de gătit. Sunt una dulce de gătit, așa zicem noi, așa. Așa. Acum la prindiamo un tigaie. Deci mergem la tigaie. Prima dată punem ciunca. Da, prosciutto. Da, prosciutto. Un picuț de unt. Deci tragem în unt
sunt. Da, deve îmbuciat de prosciutto cu unt. Da. Noi zicem tragem în unt. Deci un picuț prăjim cum ar veni, da. Nu, trebuie mult, că se arde buci. Na serios, trebuie că se arde buci. Deci e bine să se ardă buci. Da. Da. Are și gustul mai este mai gustul tare. Mai bine, mai predominant în mâncare dacă un pic se prăjește da. Mai tare, da. Călină foarte bine. Se vede că începe să iasă din prosciutto aroma da. Și la culoare. Prendiamo adesso da. Cognac. Da. Da. Si è flambiata con cognac. Cognac, da. Da. Dopo il sapone. După care vom adăuga smântâna de gătit, da. Da. Mario, câtă smântână la o porție? 200 de grame. 200 de grame, da. Dăm-o jos fiamma, la spenta. Deci, tragem mai încet focul, da. Ca să nu se ardă, da. După aia. Pe urmă adăugăm. Punem-o. Și gorgonzola. În loc de gorgonzola se poate și altfel de brânză cu mucegai. Deci altfel de... Gorgonzola, asta eu am făcut doar. Gorgonzola îi dă gustul... Gustul mai interesant. Interesant, de da. Nu mai mă gândeam dacă cineva are altfel de brânză din asta nobilă da. Cu mucegai. Eventual da, da, se poate folosi, se poate folosi. Da. Și... Bagamo questo. Pesto cam câte grame? Am făcut 40 de grame. Cam 40 de grame. 30, 40, grame de pesto, da. E bine da. Așa un puțin verde, sos. Da, de la pesto, normal. Allora, abbiamo pagato prosciutto crudo che è salato. Da, șunculița prosciutto este sărată și din cauza asta nu punem sare, allora, doar după gust, da, nu? Da, da, și gorgonzola e salato. Da. Trebuie gustare înainte, că se poate că e salato deja, nu? Exact, depinde de gustul bucătarului, exact. Mai sărat sau mai puțin depende, sărat. Nu e gust, depinde se e salato o nu e salato, nu? Dacă îi place sărat sau nu la familie, da, acasă. Ecco, quando si è topito bene gorgonzola, sos e făcută. Sosul e făcut. Atunci. Noi avem pregătit deja penele fierte. Da. Cam câte minute se fierb penele? Penele sunt în România 6 minute. Barilla, de questa de Barilla proprio 6 minute. Deci cam 6 minute, da. Da. 4 minute. Da, ca să fie băgato, al dente, nu? Da. Aici am băgat 110 grammi de penne. Da. Bine, sono state già fiate înainte. Să nu stăm aici, normal, exact, pentru fiert. Da, punem-o. Mario, și la pene adăugăm un pic de ulei când fierbem? Nu, asta nu. Deci la pene nu se adaugă. Nu e pasă proaspete. Deci numai la cele proaspete, doamnelor. Da, deci asta e. Făcută. Adăugăm penele. Și ripasiamo. Diamo drum. Dacă se absorbă un pic sosul, să fie mai gustos. Trebuie așa cremos, trebuie că să fie, deci nu scade. Da, cremos. Așa morbid așa, da? Ok, asta e făcut. Asta sunt penne, punem în farfurie acum. Se servește în farfurie adâncă, după cum vedeți, doamnelor. Miroase extraordinar de bine, Mario. Miroase, la televizor nu se simte, dar aici se simte, mi se face foame. Ok. Sosul e foarte cremos, questa... e foarte puțin. Poi, vabbè, poi lo puliamo, adesso da, lo lasciamo se, qua. Se curata farfuria, dopo facciamo la... Questa chiamiamo penne alla Mario. Penne alla Mario. Esatto, che sentiamo la Mario, no? Allora, prendo due, una tagliata che io ho chiamato Marinelli, per me non essere Mario Marinelli. Da, che Mario, e ci sentiamo la Mario. Allora, da. Abbiamo 200 grammi di musco, capo, del musco di vita, capo. Deci, chiar la cap, la partea de început din mușchiulețul de vită, da. Da. Ne-am uleiul de măsline, în modul că nu ți-l peste sub gratat, da? Și îl punem pe gratat. Punem-o pe gratat. Da-te-ți... Mario, cât de repede se face mușchiulețul? Allora, la noi sono cu
4-5 minute gata, perché noi mancavamo al sangue. Sapere un sangue. Da. Bene. La città di Romania è Allora, sos si fa con rosmarino, quando uno asta. Il rosmarino prova a fare straordinario rosmarino. Rosmarino. Creme butter, da. Pepe rosa, pepe rosa. Pepe roșu, da. Da. Sau cayenne, dacă așa știți mai bine, doamnelor. Și două de unt. Puneamo una e mezzo di unta, cioè, e puniamo, ok? Adoga un sare, da? Lasciamo che si topiasca un. Ci lasciamo se si topiasca un due. Mario, rosmarino se prăjește în unt sau numai se învârte în unt ca să iasă? Se prăjește. Da, se prăjește, da. De avere un gusto pieno. Da. E să fie o aromă puternică, da, de rosmarin, da. Și de pepe. Și de piper. Cine nu cunoaște piperul roșu are alt gust decât piperul negru, deci nu le confundați. Nu, roșu. Roșu e altceva. Așa. Între timp vedem și carnea, trebuie să-l întoarcem. Mario, de unde se știe când e gata carnea? Dunque, lei al sangue si vede alla misloc roșia, da? La misloc rămâne o zungulită roșie, da. Și quando è bene făcută, non si vede roșio deloc, insomma. Deci dacă e foarte bine făcută, nu mai e roșio deloc. Da. Acum, per tempi di televisione, facciamo la italiana, al sangue, dopo è... Normal, dacă suntem la, la rețete italienești, facem tip italienesc, deci rămâne la misloc un picuț crud, după cum vedeți. Asta e făcută. Da, s-a topit untul. Ok. Deci unt, rozmarin, piper, cayenne, sare am pus. Da. Așa. 15 grami de... Rucola. De rucola. Da. Întreg, așa. Deci punem rucola în farfurie. Nu punete foie galbenă, nu e bună. Deci foia galbenă nu mai e bună. Cine nu cunoaște rucola, da? Punem-o. Cam la o porție câte feliuțe de carne? Sunt 200 de grami. Cam 100 de... 6-7 felii. 6-7 feliuțe, 100 de grame, da? Atunci, facciamo questo, poi poniamo telemea, cioè non è telemea, si può fare con telemea, questa è urda salata uscata. Deci e o brânză din Italia, da? Noi nu cunoaștem aici. Nu, mai este și urda. Urda. Da, e uscată. Deci urda uscată. Da, asta se pune. Punem așa. Am înțeles. Așa. Învățăm câte ceva în fiecare zi și noi. Da. Voi punem. Și adăugăm sosul nostru special de rosmarin. Da, punem sosul de rosmarin. Asta e coroana la mâncare, știi? Asta e făcut. Așa e făcută tăiată marinară. E o rețetă specială, iarăși, și foarte, foarte rapidă, după cum ați văzut. O cină rapidă, gustoasă și interesantă. E nouă. Ceva inovator, normal, pentru că dacă tu ai inventat, trebuie, oricum, tot sătmarul o să cunoască mâncarea pregătită de tine și ghicită de tine. Ok. Noi îți mulțumim că ne-ai primit în restaurant, aici la voi, și sper că ne aștept și cu alte ocazii, cu rețete la fel de interesante și cu povești din Italia, pentru că acum o să te trag de limbă. Și o să te rog să îmi spui, în opinia ta, care e cel mai frumos oraș din Italia? Asta e scudat, eu sunt romano, de Roma. Roma e l'oraș mai frumos de Italia, de lume, nu de Italia, scuzate. Deci din toată lumea, Roma este cel mai frumos oraș. Da, parerea mea, da. Pe toate drumurile duc la Roma. Duc la Roma, da. Mario, tu ai fost și în Vatican, ai vizitat Vaticanul. Da, beh, sunt romano, Vatican e Roma, e normal. Da. Da, ma... Și Italia, Veneția și frumos, orice e Italia frumos, Veneția, Firenze, da, asta stiamo. Așa este, și mie mi-a plăcut foarte mult când am vizitat Italia, dar totuși, așa cum spui tu, parcă Roma are acea aromă de vechi, de ceva mai special. Da, de ogni strada, ogni drum e ceva de frumos, de antico, de storia, de...
te reîntorci în timp când mergi în Roma. Ba da, asta da, da. Nu voi muri în România eu. Oricum, dacă din păcate nu puteți să vizitați Roma sau Veneția, veniți aici la Trattoria și Mario vă duce Italia, Roma la voi aici acasă, nu? Ok, vi aspetto a Trattoria per Passione. Păi o să venim și săptămâna viitoare. Sper că mai ghicești ceva rețetă interesantă și pe săptămâna viitoare. Vedem. Ok. Mulțumim. Mie nu-mi rămâne altceva decât să vă transmit să veniți cu noi și să gustați mâncarea asta foarte bună și gustoasă. N-ați reușit să notați rețeta. Pregătiți acum o hârtie și o să vă dau încă o dată ingredientele. Primul preparat a fost pene a la Mario. După cum am aflat, avem nevoie de prosciutto crudo. Dacă nu aveți prosciutto, încercați cu șuncă de-a noastră românească. Unt avem nevoie. Am avut nevoie de un picuț de coniac pentru a stinge. Smântână dulce. Și Mario a avut pesto verde, după cum ați văzut, făcut din busuioc, ulei de măsline, semințe de pin și parmegiano. Se frică și se pune. E primul preparat. Al doilea preparat, avem niște mușchiuleți marinelli, după cum ne-a zis Mario. Mușchiulețul se prăjește la grătar. Am făcut un pat din frunze rucola, peste care s-a așezat mușchiulețul de vită la grătar, tăiat feliat. S-a acoperit cu urdă uscată, feliată, dar puteți să folosiți și brânză de oaie și s-a făcut un sos. Sosul ce conține? Dacă ați uitat, conține unt, piper cayenne, adică piper roșu, rozmarin și sare. S-a așezat în farfurie și s-a stropit cu sosul. Mâncarea e gata, noi începem să mâncăm, să savurăm mâncarea, pentru că avem ce savura. Încercați și dumneavoastră să gătiți acasă gustos și sănătos, că e important. Dacă nu vă iese ca la Trattoria, veniți aici. Mie nu-mi rămâne altceva decât să vă transmit să încercați să gătiți gustos și sănătos și vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere! Încheie orice tip de asigurare la MB Europa și ai 50% reducere la asigurarea facultativă a locuinței, plus gratuit asigurarea bunurilor. La MB Europa ai cele mai bune oferte la asigurări. Te așteptăm pe strada Decebal numărul 4 sau online pe asigurarisatumare.ro. Detalii la 0724-393-211. MB Europa, expert în asigurări. This is the beginning.